Înțelegem azi din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cum e să fii însetat și dornic de apă vie. În Ierusalim, lucrarea lui Iisus stârnea o sumedenie de reacții controversate, astfel încât, pentru a nu stârni o criză înainte de vreme, Iisus pleacă în Galileea. Într-acolo, spre nord, deci, ar fi putut o lua pe trei rute, una de-a lungul coastei, una în paralel cu Iordanul, drumul cel mai frecventat de iudeii care voiau să evite Samaria, sau drumul cel mai drept prin Samaria. Ei bine, pe aici a luat-o Iisus, pentru că știa că urma să aibă o întâlnire vibrantă și cu efecte, undeva lângă o fântână. Când femeia respectivă a ajuns la fântână, la o oră neobișnuită pentru cei ce voiau să scoată apă, l-a întâlnit acolo pe Iisus, care o aștepta. Și, spre surprinderea ei, el a rugat-o să-i dea apă. Rasismul făcea și pe atunci ravagii în Israel, ridicându-i pe oameni unii împotriva altora. Așa, spre exemplu, pe iudei contra samaritenilor. Nu era, deci, potrivit sau era neobișnuit ca Iisus să-i fi vorbit femeii, cunoscute fiind atât statutul femeii, cât și discordia rasială. Până și femeia aceasta cunoștea toate astea. Dar Domnul a abordat situația cu înțelepciune și delicatețe. În consecință, atitudinea ei s-a schimbat imediat. Scrie în versetul 11, Domnule, de unde ai apă vie? Ea credea că Iisus vorbește despre apă, literalmente, dar el, de fapt, creia în ea o sete pentru lucrurile spirituale. Apoi a dezvăluit femeii condiția principală, recunoașterea păcătoșeniei proprii. Ca să fii liber și viu, trebuie să rezolvi problema păcatului din viața ta. Femeia a fost șocată și cuprinsă de reverență și se prinde într-o discuție pe care o credea religioasă, așa cum se întâmplă adesea cu aceia care nu vor să vorbească despre păcatul lor. Iisus voia să-i facă parte de apa vie, așa că îi pune problema cunoașterii lui Dumnezeu. Samariteanca se dovedește profund interesată. Exista tânjire și neîmplinire în inima ei. Cât de minunat lucrează Dumnezeu ca să o aducă față în față cu Salvatorul, cu Mântuitorul lumii, cu Mesia. Prietene, tu te-ai întâlnit față în față cu Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, cum a făcut femeia aceasta până la urmă? Pentru că ea s-a încrezut în El și a fost atât de entuziasmată că și-a lăsat vasul cu apă acolo și a fugit înapoi în cetatea ei, în Sihar, să le spună oamenilor ce aflase. Acesta este testul credinței, să mărturisește altora. Iar prin mărturia ei, femeia aceea a dus la Hristos o mulțime de oameni din Samaria. Mulți oameni ajung să-L cunoască pe Iisus Hristos datorită influenței altora. De fapt, este trăirea cea care influențează viața, impactul unei personalități asupra altora, dar și credința respectivă, care trebuie să stea pe un teren tare, mai solid, mai stabil decât al celorlalți. Fie ca influența altora să vă conducă pe fiecare la Hristos. Acolo o să aveți propria discuție și lămurire cu El, apoi propria istorie cu El și apoi să vă lăsați folosiți pentru a influența decisiv la rândul vostru pe alții.